fie Domnul. Ne-am rugat la timpul de rugăciune mai cu foc pentru cei nemântuiți. Și vreau să vă întreb dacă credeți că Domnul mai lucrează și astăzi, dar nu la vecini, la noi. Și când spun lucrul acesta, de data asta nu vă spun că am auzit o poveste cândva de mult. De data asta nu vă spun că mi-a spus cineva, frate, s-a întâmplat, știi, ai auzit. De data asta vă spun că Dumnezeu a lucrat la noi în casă. Lăudat să fie Domnul! Săptămâna trecută, pentru că eu lucrez cu foarte multe știri, ba pe e-mail, ba pe WhatsApp, ba mai și citesc, am primit cea mai frumoasă veste. De la noi din casă, încă un suflet a ajuns mântuit. Lăudat să fie Domnul! După arbore, ne suntem verișori, dar după cursul vieții, ne suntem frați. Fratele meu mi-a transmis veste că verișoara noastră din partea lui mamă s-a întors la Domnul, s-a botezat. Nu a fost un timp de pregătire, nu a fost un timp, a fost adunare, a fost botez și la sfârșit s-a făcut o chemare. Și la chemarea respectivă, o să zic, vreau să mă întorc la Domnul. Și asta e momentul. Și s-a întors la Domnul, s-a botezat. Lăudat să fie Domnul! Pentru tine Dumnezeu l-a dat la moarte pe Fiul Său, l-a dat la moarte pe Hristos, pentru tine și pentru mine, un păcătos. Să ne gândim la lucrul acesta și să ne rugăm Domnului. Domnul iubit, în loc de apă ei au dat.
fiere amestecat. Glorificat să fie Domnul în veci de veci. Amin.